Salut! Clipul de față, împărțit în două, e făcut în spiritul a ce ar trebui să fie educația despre droguri, și nu e deloc. Respectiv, o informare cât mai în detaliu despre cum funcționează ele individual, cum duc la dependență, de ce duc la dependență, ce înseamnă să te oprești. Astfel încât, atunci când ajungi în contact cu ele, sau când ești alături de cineva care consumă regulat, să știi despre ce e vorba. Și dacă ești adânc în contact cu ele deja, e cu atât mai important să știi cât mai multe lucruri despre subiect. Pentru că dacă decizi să te oprești, informațiile astea pot să-ți dea un minim avantaj în lunga luptă ce urmează. Tenta moralizatoare care există adesea în discuțiile pe tema drogurilor e cea mai imbecilă și contraproductivă abordare posibilă. Oamenii care vor să ia droguri vor lua droguri. Impulsul ăla nu poate fi moderat de mesaje care dau din deget dezaprobator și îți dau cu rușine. Oamenii scapă de droguri dacă primesc sprijin, dragoste, conexiune și scop, nu mesaje moralizatoare pe care vă asigur că și l-au livrat la infinit fără niciun efect. De fapt, pardon, efect există. Rușinea care rezultă din eșecul de a te conforma la mesajele astea pune și mai intens paie pe focul dependenței. Dacă ești prost pentru că consumi, te simți prost că ești prost și încercând să te oprești, nu poți, îți dai seama că ești prost și consumi și mai mult că te simți prost că ești prost. Cam așa se învârte roata. Poate dependență de droguri sună excesiv de dramatic și distant, dar și alcoolul este tot un drog, cafeina plafel, nicotina nu mai zic. Deși sunt droguri acceptate social, adică nu se miră nimeni dacă le folosești, mecanismul prin care ele funcționează nu diferă fundamental de cel al drogurilor mai înfricoșătoare. Într-un anumit sens, în problema dependenței, drogul în sine nu contează atât de mult, E o diferență de intensitate, nu de calitate a procesului. Creierul uman e suficient de performant încât să poată dezvolta dependență la mai orice, așa cum o să vedem. Poți să fii dependent de zahăr sau poți să fii dependent de heroină, poți să fii dependent de iarbă sau poți să fii dependent de DOTA-2 sau, preferabil, de ambele în același timp. Discuția infinită și stupidă pe tema cannabisului, dacă dă dependență sau nu, e un exemplu foarte bun al nivelului de confuzie care există pe tema asta. Dependența nu se află în chestia pe care o consumi. Ea se naște în creierul tău. Sunt două discuții comasate într-una singură aici și rezultă confuzie. O discuție e că există droguri care au un efect mai mult sau mai puțin violent asupra chimiei corpului uman. Alcoolul nu te afectează la fel de intens ca heroina. Clar. Asta înseamnă că dacă consumi alcool în fiecare zi timp de 3 luni, creierul tău o să-și revină mai ușor decât dacă ai consuma heroină în fiecare zi timp de 3 luni. Deci există niveluri diferite de intensitate. A doua discuție e că orice substanță sau chiar activitate care îți modifică nivelul de dopamină din creier, repetată în mod regulat, va duce la dependență, mai mult sau mai puțin intensă, în funcție de un număr de factori pe care o să-i tot explorăm. Poate tot nu e clară confuzia. Eu, când creșteam, modul în care auzeam discuții despre heroină, mai ales în discuții publice sau pe internet, era ca și cum heroina, acest boss final al drogurilor, are o componentă în ea numită dependență. Când o injectezi sau o tragi pe nas, gata, a injectat și dependența și acum ești dependent. De acum încolo vei fi teleghidat mecanic spre a obține cât mai mult drog posibil. Există niște adevăr în asta, dar nu chiar, iar acel nu chiar e foarte important de înțeles. Forța dependenței vine întotdeauna din repetiție. Știți care e singurul drog care provoacă și mai multă dependență fizică decât heroina? Practic, drogul numărul 1, nicotina. Și atunci putem să comparăm. Dacă fumezi o țigară, devii automat dependent, ești instant fumator? aș zice că nu. Devii dependent dacă tot repeți experiența asta. Ce înseamnă că nicotina provoacă mai multă dependență decât heroina e că corpul tău învață să o ceară după un număr mic de repetiții, mai mic decât cel al heroinei. Asta nu înseamnă totuși că a fuma o țigară e ca și cum ai fuma o heroină. Astea sunt niște măsurători chimice. Impactul emoțional pe care îl are heroina e infinit mai mare decât cel al nicotinei. Iar impactul emoțional e un factor important în toată ecuația asta, unul pe care știința se tot luptă din greu să-l măsoare. Dependența va însemna întotdeauna combinația dintre caracteristicile drogului în sine și decizia de a repeta consumul, iar decizia va avea întotdeauna o componentă emoțională. În consecință, e o discuție tare complicată. Structura chimică a unui drog poți să o studiezi în laborator, dar cu structura unei decizii transformată în autovătămare, lucrurile se complică. Pentru că în prima fază există totuși un minimum de decizie acolo care dispare destul de repede, în funcție de intensitatea drogului pe care îl repeți. De ce repeți consumul la 300 oară e clar, dar ce te-a făcut să-l repeți primele 30 de dăți când încă mai era relativ ușor să dai cu spatele? Dacă tot nu e clară distinția și confuzia persistă, e ok, pentru că practic despre asta e tot restul clipului. Pentru a înțelege mai bine partea de decizie, vom coopta resursele mele proprii, pentru că, nu aveți de unde să știți, dar sunt un expert internațional în decizii cronic proaste în circunstanțe care implică substanțe. V-aș da CV-ul, dar nu vreau să vă sperii așa de la început. Pentru caracteristicile drogurilor populare și cum ajunge creierul să depindă de ele, vom coopta forțele doamnei Dr. Judith Grezel, care a scris cartea minunată Never Enough, The Neuroscience and Experience of Addiction, respectiv, Niciodată Destul, Neuroștiința și Experiența Dependenței. Ea, între 13 și 23 de ani, a reușit să consume aproape toate drogurile posibile, astfel încât, la sfârșitul procesului, trăia sub un pod. Cu sprijinul familiei și a unor centre de recuperare, ea și-a revenit și în următorii 30 de ani s-a făcut doctor în neuroștiințe și a studiat modul în care afectează drogurile creierul la nivel chimic. S-a apucat de treaba asta pentru că în recuperare i s-a spus că dependența de droguri e o boală, că e bolnavă și a zis, dacă e o boală, înseamnă că trebuie să existe un leac. Așa că a început să lucreze la un leac ca să poată să continue să ia droguri. Din păcate, nu a găsit un leac, așa că nu a mai putut să ia droguri. Ce a găsit, de fapt, e cât de departe suntem de un leac. Respectiv, probabilitatea serioasă că nu există așa ceva acum și nici nu va avea cum să existe în viitor. Problema cu dependența ca boală e un punct bun din care să pornim. Până nu demult, se considera că oamenii care devin dependenți de droguri pur și simplu au o fibră morală slabă caractere fragile, care au picat în păcat și nu s-au mai ridicat. E vina lor, n-ai ce să le faci. Sunt convins că există enorm de mulți oameni care gândesc în continuare așa, poate chiar majoritatea. Dar între timp, știința a propus un alt mod de a înțelege fenomenul și anume, e o boală. Dar oare ce înseamnă asta? E o boală pe care o ai din naștere? E o boală care poate să te lovească în timp ce mergi senin pe stradă și, ca un cârcel, te lovește subit o criză de dependență? Sau e ceva de care te îmbolnăvești? Poate pare că unele dintre întrebările astea sunt în glumă, dar nu sunt. Sunt foarte serioase. Modelul ăsta de a înțelege lucrurile e ceva mai rezonabil decât ipoteza științifică care propune că oamenii dependenți sunt pur și simplu de rahat. Căci asta nu e foarte științific și nu răspunde la nicio întrebare. Dar titulatura de boală vine și ea cu problemele ei și nu prea spune întreaga poveste doar prin acest singur cuvânt. E timpul să deschidem manualele și să ne uităm la teorie ce a reușit să identifice neuroștiința din tot acest scandal până acum. Actorul principal în discuție e sistemul nervos central, adică creier plus măduva spinării. Deși acest sistem e incredibil de complex, celulele care se joacă în el au două roluri principale. Odată să răspundă la mediul înconjurător și odată să se adapteze la el. Cele două nu sunt același lucru pentru că răspunsul la mediu poate să se adapteze, E important de subliniat asta pentru că mecanismul dependenței se creează între răspunsul inițial la drog și apoi adaptarea răspunsului. Nivelul la care se purta conversația despre droguri în anii 80 e cam așa. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? Așa arăta o informare oficială, anunț de interes public. E clară treaba, nu? Practic, creierul tău e crud, îl baci pe droguri și după aia poți să-l mănânci liniștit. Reclama asta antidrog era menită să aibă un impact emoțional sub forma faptului că zicea ești un prăjit. Ești un prăjit, nu are însă o foarte mare valoare științifică. Însă, și dincolo de nechipzuința insultei, există o eroare de percepție aici, importantă pentru pasul nostru următor. O să sune un pic complicat, și apoi o să devină clar. E adevărat că drogurile stimulează creierul, dar nu e de parcă el stă vreodată liniștit în coaja lui și nu face nimic. Toate activitățile pe care le avem stimulează creierul într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. Creierul ou e prăjit și dacă te arunci din avion cu parașuta, dacă te îndrăgostești, dacă te plimbi prin pădure, dacă ești furios sau dacă vezi o reclamă imbecilă. Activitatea creierului nu e un lac calm, ci un râu învolburat, un flux constant de elemente în perpetuă interacțiune și schimbare, determinat tot timpul de natura experiențelor noastre. Pentru că asta e situația, ca să nu răspundă la intensitate maximă la toți stimulii pe care îi întâlnim pe parcursul unei zile, creierul își creează un punct de mijloc, un fel de stare neutră, în care nu e nici suprastimulat, nici sub. E debitul standard al râului, în condiții normale, fără potop și fără secetă. Punctul ăsta de mijloc e extrem de important din punct de vedere evoluționar, pentru că pe fondul lui înveți distinția dintre lucrurile pozitive și cele negative. Dacă ai fi tot timpul într-o stare de surescitare chimică maximă, n-ai mai putea să înregistrezi care stimul are o adevărată însemnătate. Un citat. Pentru ca un stimul să fie măcar detectat, dacă nu și interpretat ca important, semnalul neuronal trebuie să fie mai mare decât zgomotul de fundal, sau zgomotul trebuie anulat. Rolul fundamental al creierului e de a fi un detector de contrast. Când anumite experiențe sunt distinse de monotonie, el aprinde schimbări neurochimice în circuite specifice ale creierului care ne informează despre lucruri importante, oportunități de a mânca, bea sau face sex, pericol sau durere, frumusețe și plăcere, de exemplu. Putem să înțelegem mecanismul ușor dacă ne gândim la temperatura corpului. Tu ai o temperatură constantă. Dacă ea se schimbă, corpul încearcă să compenseze ca să te readucă la standard. Dacă ți-e prea cald, transpiri. Dacă ți-e prea frig, tremuri. Exact la fel, ai o temperatură optimă și pentru emoțiile tale. Punctul ăsta se numește homeostază, cuvânt care, conform Dex, înseamnă proprietatea organismului de a menține în limite foarte apropiate constantele. Noi existăm majoritatea timpului în acest punct neutru de OK, că dacă nu am face asta, am fi incapabili să detectăm evenimentele bune sau rele. Bun sau rău există doar prin contrast cu starea neutră. O să ne întoarcem la homeostaza creierului, pentru că ea e esențială pentru discuția despre dependență în moduri pe care probabil le intuiți. Dar până atunci, altă componentă esențială a discuției. În anii 1950, doi cercetători canadieni au descoperit accidental ceea ce avea să se numească centrul de recompensă al creierului, care apare azi în toate discuțiile despre droguri. În experimentele lor, ei stimulau electric o zonă foarte specifică din creierul unui șoarece să vadă ce face zona respectivă. Comportamentul șoarecelui a devenit oarecum bizar pentru că el tot căuta moduri în care să mai primească din sucul electricității. După un șir de experimente, li s-a dat oportunitatea șoarecilor să apese pe o bară mică care trimitea un stimul electric direct în centrul de recompensă. Ce crezi că au făcut șoarecii? Au stat toată ziua și au băgat numai impuls electric, în detrimentul oricărei altei nevoi. Le-au pus oamenii mâncare, nu le-a păsat. Au plasat șoricioaice tentante lângă ei, teoretic un impuls și mai puternic decât nevoia de a mânca, iar nu le-a păsat. Odată ce au primit oportunitatea de a-și livra stimul electric direct în locul ăla bun din creier, șoarecii n-au mai vrut nimic altceva până la punctul de moarte prin înfometare sau epuizare. La ce să te mai deranjezi cu celelalte aspecte ale vieții când poți pur și simplu să apeși pe butonul cu recompensă? E o logică bolnavă, dar e o logică. Paralelele cu dependența de droguri au fost imediat evidente, așa că în următorii zeci de ani s-au făcut mii de studii care să investigheze circuitul din creier descoperit de cei doi canadieni. S-a descoperit că ce stimulau ei electric acolo producea dopamină într-o zonă a creierului numită calea mezolimbică un circuit care leagă mijlocul creierului de sistemul limbic. Sistemul limbic e făcut din mai multe structuri care se ocupă în primul rând cu emoțiile pe care le trăiești. Prietena amigdală e și ea acolo. Sistemul e destul de cunoscut sub numele de creier primordial, creierul ăla foarte brut care se ocupă cu nevoi primare și instincte de supraviețuire. Așa cum e întotdeauna cu creierul uman, pe măsură ce trece timpul, se descoperă că treaba nu-i chiar atât de alb-negru și e foarte greu să trasezi limite foarte clare între structurile creierului pentru că e un organ excesiv de interconectat. Dar în orice caz, pentru scopurile noastre, putem să zicem liniștiți că sistemul limbic joacă un rol esențial în emoții și că e, în consecință, foarte puternic. Am spus deja dopamină de două ori și e timpul să vorbim despre acest element cheie din procesul de dependență. Toate drogurile afectează o sumedenie de zone din creier. Efectele lor particulare variază în funcție de zona în care acționează cel mai intens, dar proprietatea drogurilor de a provoca dependență vine de la faptul că toate stimulează sistemul de dopamină din calea mezolimbică. De exemplu, dacă cineva ți-ar deconecta acest circuit din creier și ai lua cocaină, te-ai simți extra activ și energic pentru că efectele respective sunt produse în altă zonă, dar ți-ar lipsi orice noțiune că ar trebui să repeți experiența. Dorința de a repeta e produsă chimic de dopamină. Riscul biologic de dependență vine de la stimularea căii mezolimbice, care i-a făcut pe șoareci să-și abandoneze viețile și ambițiile pentru a apăsa pe butonul cu dopamină. Zahărul e probabil cea mai comună substanță care masează sistemul de dopamină intens, motiv pentru care poți să devii atât de ușor dependent de el. Sosurile iuți stimulează și ele dopamina, motiv pentru care poți cu ușurință să dezvolți și o dependență de iuțime pe lângă dependența ta de zahăr. Toate drogurile pe care le am băgat în mod tradițional la categoria droguri declanșează o avalanșă de dopamină, cu excepția unuia, și anume LSD-ul. LSD-ul nu pare să fie interesat de a lucra cu dopamina, așa că nu se încadrează în definiția drogului de risc. O să ajungem mai târziu la LSD, pentru că din poziția lui de drog excepțional, se încearcă diverse tratamente interesante cu el. Dar până una alta, totuși ce e dopamina? Răspunsul e mai complicat, dar complicăciunea lui ne face să înțelegem în fața mai adevărată a dependenței. În creier, dopamina funcționează ca un neurotransmițător, o substanță chimică care transmite diverse semnale între neuroni. Ea face lucruri complexe și prin corp, nu numai în creier. Ce nu e în mod cer dopamina, e o substanță a plăcerii, așa cum a devenit faimoasă. De plăcere se ocupă opioidele, o să ajungem la ele mai târziu în creier, în sistemul care ne interesează pe noi, dopamina nu semnalizează plăcere, cât anticipare. E modul chimic al creierului de a-ți atrage atenția că, hei, vezi că urmează ceva important. Evenimentul important nu trebuie să fie neapărat plăcere. Adesea e, dar dopamina e pompată și în situații noi, când explorezi, sau în situații de suspans, cum ar fi atunci când nu știi ce e în cadoul de Crăciun, sau cum ar fi atunci când bagi la păcănele. Dependența extremă pe care oamenii o dezvoltă de jocurile de noroc se pare că vine mult și din faptul că această stare de suspans explodează cantitatea de dopamină din creier. Senzația la jocuri de noroc nu e vreo plăcere pură, cât o stare extrem de palpitantă. Și dacă câștigi, și dacă pierzi, tot trăiești intens. Nu sunt înțelese la literă toate modurile în care ne afectează dopamina, dar e clar că ea e actorul principal în motivație, repetiție și recompensă. În consecință, ea e cât se poate de potentă, pentru că lucrurile astea joacă un rol evoluționar major. Să zicem că ești omul primordial în junglă, dai peste un fruct pe care nu l-ai mai văzut, dar arată comestibil. Deja dopamina joacă un rol aici, în impulsul de a explora ceva nou. Apoi îl mănânci, e copt, dulce, minunat și iar pompezi dopamină în creier, să consemnezi această reușită. Ai riscat și rezultatul a fost pozitiv. Efortul a meritat, deci consumarea acestui fruct ar trebui repetată. Înveți și pe viitor vei fi extra motivat să cauți fructul și să-l consumi, că e bun, face bine. Asta e funcția principală a sistemului de dopamină din creier, care azi poate fi abuzat în atât de multe feluri. Drogurile care suprasaturează creierul cu dopamină produc recompensa asta în abstract. Adică dispare obiectul recompensei, dispare fructul și relația se inversează. Acum ești deja plin de substanța recompensei în cap, astfel încât totul din jurul tău devine fructul copt primordial. Dar fructul nu există de fapt. Practic, dai în gol, motiv pentru care alterările din sistemul ăsta pot să te deraeze atât de dramatic și să te aducă într-o stare de confuzie generală. Combinația dintre efectul plăcut al drogului și angrenarea sistemului de dopamină, care te învață că, evoluționar vorbind, ar trebui să-l tot ei, poate să-ți dea șahmat la creier practic te reprogramezi să iei drog cu forța primordială a evoluției. Având în vedere nivelul de dopamină uriaș din momentul consumului, creierul tău învață mecanic că cel mai important lucru de departe pentru existența ta e să bagi drog. Dacă repeți procesul de suficient de multe ori, opiniile tale despre ce se întâmplă devin irelevante în fața puterii programării chimice. Ce strică combinația și mai tare e Există într-adevăr situații naturale din care rezultă o îmbăiere cu dopamina creierului, dar niciuna dintre ele nu poate fi declanșată pocnind din degete, așa cum se întâmplă cu drogurile. Drogurile îți livrează nivelul maxim de recompensă prin efortul minim de a te deasupra unei măsuțe și a inhala un pic mai intens pe o nară. Faptul că poți să-ți livrezi nivelul maxim de recompensă cu zero efort, oricând vrei tu, Defectează sever ecuația naturală a creierului, care alunecă spre logica șoarecilor blocați. Respectiv, învață că înseamnă că matematic asta e cea mai bună activitate posibilă, cea mai mică cantitate de energie risipită pentru cel mai mare câștig, și așa se dezvoltă caracterul aparent implacabil al dependenței. Merită menționat din nou că dopamina nu dă efectul de plăcere al drogurilor, doar îl sprijină, îl potențează și îți scrie cu litere din ce în ce mai pronunțate în creier că experiența asta e importantă și ar trebui să o repeți. Pentru că creierul e om de bună credință, simte stimularea mezolimbică și zice A, înseamnă că acest al patrulea pahar de whisky e foarte important pentru existența noastră, faceți o notiță, vă rog, la departamentul motivație, să știm să fim motivați pe viitor, să mai căutăm sticla cu cât faci asta mai des, cu atât devii mai motivat să o faci mai des. Ăsta este cercul vicios al abuzului de dopamină în care s-au regăsit prietenii șoareci. Ăsta este șacul matul. Situația de fapt e și mai complicată structural, deoarece circuitul mezolimbic doar pune masa pentru acțiune. Stimularea dopaminei în alt circuit, numit nigrostriatal, te pune în mișcare chiar să cauți sticla. Deja devine totul prea tehnic, dar trebuie un ultim exemplu care atestă puterea acestor sisteme. Putem să le definim mai bine prin opoziție. Dacă nu ai dopamină în mezolimbic, îți lipsește motivația, senzația de a vrea ceva, abilitatea de a aprecia ceva și devii incapabil să înveți lucruri prin repetiție. Dacă nu ai dopamină în circuitul nigrostriatal, ai Parkinson's, care se manifestă prin inabilitatea de a-ți mișca membrele așa cum vrei. Oamenii care suferă de Parkinson's descriu cum se concentrează la maxim să-și miște mâinile ca să-și încheie nasturii, și totuși, ele nu se mișcă. Ar trebui înțeles, deci, că atunci când încep să modifici artificial sistemele astea, schimbi niște linii fundamentale de cod din ce înseamnă experiența umană, la nivelul de ce îți permite să vrei să miști mâna și să poți să miști mâna. Beneficiile și pericolele sunt, deci, pe măsură. E momentul să dezvelim teoria centrală după care se înțelege mecanismul dependenței azi. Există trei legi fundamentale după care operează orice substanță care face schimbări în creier. Ele vin din farmacologie, dar se aplică la toate drogurile. Medicamentele sunt și ele tot droguri. 1. Toate drogurile acționează prin schimbarea intensității a ceea ce se întâmplă deja. 2. Toate drogurile au efecte secundare. 3. Creierul se adaptează la orice drog care îl afectează prin contracararea efectelor drogului. Legea numărul 1 spune că drogurile nu pot să facă nimic nou. Singurul motiv pentru care ele funcționează e că interacționează cu niște structuri și substanțe deja existente, adică ele au un efect doar pentru că creierul tău știe deja să lucreze cu substanțele astea, astfel încât drogurile ori intensifică, ori încetinesc procesele deja existente. Drogurile funcționează pentru că imită niște ingrediente pe care le avem deja în creier. Heroina funcționează de exemplu pentru că imită endorfinele pe care le produce creierul în mod normal. Cuvântul endorfine e compus din endo, de la endogen, adică produs în interiorul organismului, și fine, de la morfine. Endorfine înseamnă deci, la propriu, morfine produse în interior. Creierul tău are propria fabrică de morfină, iar heroina îi imită structura și efectele. Cannabisul funcționează și el pentru că ai o structură elaborată de cannabinoizi în creier. Și așa mai departe cu toate drogurile. Legea numărul 2 e că toate drogurile au efecte secundare. Asta pentru că, spre deosebire de modul foarte precis prin care corpul își direcționează chimicalele în mod natural, drogurile aterizează ca un ciocan și își produc efectele peste tot pe unde există vreun receptor compatibil. Serotonina, de exemplu, e eliberată la bucată în creierul tău în funcție de locul în care e nevoie, la somn, la agresivitate, la sex, la mâncare sau la starea generală. Tu dacă iei serotonină într-o pastilă ca să-ți schimbi starea generală, ea o să aterizeze și în toate celelalte locuri unde se lucrează cu serotonină. Deci poate tu vrei să-ți schimbi doar starea generală, dar ajungi să modifici și somnul, și agresivitatea, și sexul, și pofta de mâncare. Legea numărul 3 ne interesează cel mai tare. Ajungem în sfârșit la dependență. Creierul se adaptează la orice drog prin contracararea efectului. E poate lucrul care lipsește cel mai dramatic în discuțiile despre toleranță la droguri. Creierul nu e un recipient pasiv al efectului unui drog asupra lui. Odată ce o substanță îi perturbă activitatea normală, el începe să se lupte ca să-i anuleze efectul. Misiunea lui e întotdeauna să ajungă la homeostaza de care am vorbit, la punctul neutru de funcționare, la temperatura normală. Cu cât îi livrezi mai mult drog, cu atât această luptă a lui de revenire la normalitate devine din ce în ce mai intensă. Cu cât repeti consumul mai mult, cu atât devine mai puternic în timp procesul creierului de a combate substanța respectivă. E motivul pentru care oamenii care beau cafea în fiecare zi ajung să se simtă măcar normal doar după prima sau a doua cafea. Prin repetiție, creierul se adaptează până la punctul în care contracarează complet efectul cafelei. El învață că pentru a funcționa la punctul neutru trebuie să producă una sau două anticafele. După tot dansul ăsta, dacă te oprești și nu bei cafea, tu nu o să funcționezi în punctul neutru, o să funcționezi la anti cafele, pentru că ți-ai învățat creierul că asta trebuie să producă ca să țină fluxul cerebral în parametrii normali. Toleranță înseamnă că ai nevoie de mai mult drog ca să obții efectul. Dependență înseamnă că în lipsa drogului intri în sevraj, pentru că ești acum pe minus chimicale astfel încât, după suficiente repetiții, tu nu bei cafea pentru că ești obosit, ci ești obosit pentru că bei cafea. Dacă bei alcool în fiecare zi, nu ajungi să te relaxezi la sfârșitul unor zile grele. Zilele sunt extra grele pentru că bei în fiecare zi și antiprocesul de la alcool produce extra tensiune și anxietate pe parcursul zilei. Le readuci apoi în limite normale prin a bea. Abilitatea asta a creierului de a se adapta în timp la cei livrezi e incredibilă. Dependenții veterani de heroină pot să-și livreze o doză de 150 de ori mai mare decât aia care ar omorâ un consumator la început de drum, și la doza aia de 150 de ori mai mare s-ar simți abia normal, nu chiar euforici. Așa că tragedia pentru orice iubitor de substanțe intoxicante e că după suficiente repetiții creierul se adaptează întotdeauna și anulează efectul. În lipsa drogului, efectul de anulare se întâmplă oricum și produce exact opusul drogului în capul tău. Așa că cea mai profundă lege a consumului de droguri e nimic nu e pe gratis. Fiecare extrasentiment de bine se plătește într-un extrasentiment de rău care va fi fix diametral opus în caracteristici. În orice relație exista vis a exista vis de consumul de droguri e bine să fii maxim conștient de asta astfel încât atunci când vine nota de plată să nu rămâi blocat în mirare că doamne ce mi se întâmplă. În funcție de ce ai consumat și cât timp ai consumat o să-ți revii mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu. Când o să luăm drogurile la rând în partea a doua, o să vedem cum arată nota de plată pentru fiecare drog în parte. Teoria generală principală după care se înțelege dependența de droguri astăzi e o elaborare a acestei legi numărul 3 vis-a-vis -vis de consumul de substanțe. Ea se numește teoria procesului opus și e un fel de principiul acțiunii și reacțiunii a lui Newton doar că aplicat pe creier, respectiv când un corp acționează asupra altui corp cu o forță, cel de al doilea corp acționează și el asupra primului cu o forță de aceeași mărime și de aceeași direcție, dar de sens contrar. Teoria procesului opus spune că așa funcționează creierul uman în general, nu numai în condiții de ingerat droguri. La fel e când primești vești bune sau proaste, când te arunci din avion cu parașuta sau te îndrăgostești. Creiere de oameni îndrăgostiți au fost studiate într-un RMN care monitorizează activitatea cerebrală în timp real. Descoperirea a fost că un creier de om îndrăgostit arată aproape exact la fel ca un creier pe cocaină. Dacă ați pățit, la știrea asta cred că toată lumea poate să dea liniștită din cap când da, sună corect. Tragedia e că, în consecință, creierul tău se adaptează și se străduiește să te scoată din starea cocainizată amoros, ca să revii la punctul neutru, de homeostază, să poți să funcționezi normal, astfel încât dezvolți toleranță la îndrăgostire prin acțiunea compensatorie a creierului tău. Ajustarea asta duce la o dependență de persoana respectivă. Când ea e acolo, e normal. Când ea dispare, intri în sevraj. Te obișnuiești cu noua stare de normalitate, dar apoi ți se ia drogul în funcție de cât ai consumat și cum, despărțirea asta poate să fie absolut devastatoare. La propriu comparabil chimic cu lăsat de drogul preferat. E interesant că dependenții de droguri, inclusiv autoarea cărții și probabil oricine a luat heroină vreodată, descriu relația pe care o au cu drogul preferat ca pe o adevărată poveste de dragoste. Astfel încât pot să formuleze situația în ambele feluri a te despărți de persoana iubită, se simte ca și cum te lași de drog. Sau lăsatul de drog se simte ca și cum te desparți de persoana iubită. În orice caz, e perfect posibil să tragi pe nas oameni, ceva ce sună amuzant, dar e un fenomen extrem de răspândit. Procesul de adaptare funcționează și în direcția opusă, când stimulul inițial e unul negativ. Dacă te arunci din avion cu parașuta, panica maximă de moarte se transformă în sentimentul exact opus când aterizezi cu picioarele pe pământ. Euforie direct proporțională cu panica prin care tocmai ai trecut. Ăsta e modul prin care se explică abilitatea oamenilor de a dezvolta dependențe de activități care nu par neapărat plăcute, cum ar fi activități fizice intense, dureroase și poate chiar periculoase. Dacă te supui la frică și durere, creierul tău o să compenseze prin a pompa calm și euforie. Îți creezi obiceiul de a-ți livra calm și euforie prin expunerea la opusul lor. Gândiți-vă la maratoniști, oameni care bagă sală super intens, oameni care planează prin aer în costume de veverițe și așa mai departe. Să faci bungee jumping e echivalent chimic cu a trage o liniuță de ceva. Pe scurt, e perfect posibil să-ți dezvolți metode potente de a te droga folosind doar chimia propriului corp. Nu trebuie neapărat să bagi substanțe din afară. Efectul lor, totuși, pălește în comparație cu substanțele ultrapotente pe care poți să ți le administrezi manual când vrei tu. Dar, în ambele cazuri, efectele vor fi întotdeauna doar temporare. Pentru că, altminteri, dacă ai rămâne în diverse stări alterate, șansele tale de a-ți propaga genele ar scădea dramatic. Tot acest dans pe care îl face creierul e în serviciul supraviețuirii tale. Punctul neutru e considerat cel în care ești capabil de vigilență, astfel încât, cu orice ți-ai da în creier, el se va strădui până la ultima suflare să te readucă într-un punct în care ești capabil de vigilență. Reacțiile la droguri, atât imediat cât și pe perioade lungi, sunt impuse de încăpățânarea asta a creierului, că e el atât de chitit pe supraviețuirea ta. Mahmurala de la alcool, de exemplu, intervine foarte repede pentru că creierul tău consideră că tocmai a fost sedat. Alcoolul e un sedativ drept reacțiune, deci corpul tău încearcă să se trezească, motiv și pentru care dormi prost dacă ești beat și atunci când te trezești, orice lumină pare prea intensă și există un surplus de agitație. Toate astea pentru că celulele tale au devenit extra excitabile după tentativa ta de a le seda, astfel încât acum ești excesiv de treaz cum ar veni. În cazul ăsta, contraefectele dispar după 24 de ore dacă te oprești din băut. În funcție de cum arată mahmurala de a doua zi specifică fiecărui drog, poți să-ți faci o idee destul de bună despre cum ar arăta o dependență de drogul respectiv, adică cum ar arăta mahmurala cronică. Există un grafic frumos care ne arată cum funcționează procesele astea. Starea A și starea B sunt două experiențe emoționale opuse. Efectele unui stimulant se văd în starea A și apoi reculul în starea B, prin care se încearcă revenirea la normal. Starea A nu trebuie să fie neapărat pozitivă, dar oricare ar fi ea, starea B e opusul ei. Linia continuă reprezintă cum resimți tu experiența per total. Ea e rezultatul a două procese neuronale complet diferite. Procesul A e cum afectează drogul creierul. Dacă ai băgat mult drog, ai mult proces A. Dacă l-ai întins pe parcursul unei perioade mai lungi de timp, el o să și țină mai mult timp dar e întotdeauna în cursă cu procesul B, care începe aproape imediat după ce ai băgat orice substanță. Procesul B e efortul creierului de a contracara stimulentul și a te readuce pe linia de plutire. Există o fereastră foarte mică cu orice drog în care creierul reacționează la el fără să se chinuie să-l saboteze pe dedesubt, astfel încât primești tot efectul nefiltrat. Fereastra asta e ce caută din ce în ce mai intens oamenii care devin dependenți și găsesc din ce în ce mai puțin. Asta pentru că creierul tău e mai puternic decât orice drog ai livra și cu cât repeți livrarea mai mult, cu atât învață mai bine cum să-i anuleze efectul. Procesul A rămâne întotdeauna la fel de puternic. 5 beri o să aibă întotdeauna capacitatea a 5 beri, dar procesul B e dinamic, activ, creierul tău învață și se adaptează în timp. Astfel încât a 300-a oară când bei 5 beri, efectul resimțit o să fie considerabil mai mic, pentru că creierul tău are acum mușchii necesari nici să nu mai clipească la 5 beri. După suficientă expunere la orice stimul alterant, experiența arată așa. Abia dacă te mai miști un pic peste neutru. Graficul ăsta ilustrează principiul fundamental după care operează azi înțelegerea științifică a dependenței. Toleranța nu e o stare pasivă în care doar răspunzi mai greu la stimul, ci dă naștere unui proces cât se poate de activ, care lucrează cu ardoare în creierul tău să anuleze substanțele care îl îmbrâncesc. Un fapt extrem de important vis a -vis de acest antiproces B este că el se poate declanșa și în lipsa drogului în sine. Cum creierul tău este un animal al naibii de isteț. El și are repere și din mediul înconjurător, dacă e cazul să pornească procesul B sau nu. Imaginează-ți că mergi în fiecare vineri într-un bar să bei câteva beri cu prietenii. Într-o zi, mergi, dar nu poți să bei, că e antibiotice. Creierul tău totuși înregistrează toate reperele mediului în care e obișnuit să ia alcool și nu mai așteaptă să primească berea. Dă drumul direct la procesul B. Începe să anuleze berea de dinainte să o fi primit astfel încât tu resimți o stare interioară extratensionată și iritabilă, care cere cu disperare să-i bagi drogul promis în circumstanțele respective. Jinduiești chimic intens. Asocierile dintre drog și situație pot să se întâmple în orice circumstanțe, nu doar la bar. Dacă îți creezi o obișnuință din a bea ca răspuns la stres, atunci stresul o să se asocieze din ce în ce mai tare cu alcoolul și o să ceară din ce în ce mai tare alcool, astfel încât în orice situație ai fi stresat, ți se face o poftă inexplicabilă de alcool. Dacă te întâlnești cu un prieten cu care consum de fiecare dată, dacă vă vedeți odată și nu consumați nimic, o să fiți automat în sevraj pentru că amândoi așteptați drogul chimic. Efectiv, vă simțiți rău, deoarece creierele voastre au învățat să bage contra drog când vă întâlniți, drept pregătire, pentru că știu că urmează drog. Dacă nu livrați drog, o să stați în starea de antidrog, de sevraj, în efectele opuse drogului așteptat. Creierul poate să fie atât de specific în adaptarea asta la circumstanțe, încât alcoolul pe care îl bei în vinerea numărul 50 în același loc te afectează mult mai puțin decât dacă în ziua aia te-ai fi dus și ai fi băut în altă parte. Adică 5 beri în barul obișnuit o să te îmbete mult mai puțin decât 5 beri la o petrecere într-un loc nou. Este practic o condiționare pavloviană care poate să devină ultra potentă în funcție de numărul de repetiții și intensitatea experienței promisă așa cum câinii lui Pavlov salivau la indiciul că urmează mâncare și tu pompezi contra drog la indiciul că urmează drog. Aș sublinia doar că acest contradrog nu e o singură substanță în sine, ci o serie de reacții celulare al căror efect e anularea stării exagerate, oricare ar fi ea. În anii 70, în America, devenise foarte populară strategia de reabilitare prin care te duci undeva în sihăstrie și stai izolat departe de reperele care deveniseră asociate cu consumul de droguri. Treaba de obicei mergea minunat câteva luni, până când persoana respectivă se întorcea în mediul ei, dădea din nou peste niște repere din astea și recidiva în mod inexplicabil. Puterea reperelor rămăsese neatinsă. Astfel încât tratamentele moderne de azi încearcă varianta opusă. După o perioadă de detoxifiere, oamenii sunt expuși gradual și în mediu controlat la diverse repere asociate cu drogul, doar că de data asta, drogul nu mai vine. Deși la început se declanșează procesul B la intensitatea lui maximă, în timp creierul se adaptează din nou și învață că nu e cazul. Drogul nu vine de fapt odată cu reperele astea, așa că putem să relaxăm și contra drogul. În funcție de severitatea dependenței tale, să încerci să faci asta singur poate să fie un dezastru sau poate să fie un pas înainte. În orice caz, e bine de știut că există această posibilitate de anulare a declanșatoarelor în timp. Dependența e considerată o boală atunci când acest proces B începe să-ți acapareze viața. Dacă îl tot antrenezi, el poate să devină suficient de puternic încât să-ți dicteze acțiunile din viața de zi cu zi. Ăsta este modul în care ajungi să alergi după droguri doar ca să te simți normal. Nu spart, normal. Pe de altă parte, dacă ne gândim la ce am discutat până acum, atunci putem să înțelegem destul de ușor că dezvoltarea unei dependențe e rezultatul activității unui creier sănătos. Așa că e un pic ciudat să-i spui boală. Procesele astea de toleranță și dependență se întâmplă pentru că creierul tău funcționează așa cum ar trebui în efortul lui de a te menține vigilent în viață. Aceleași funcții care te fac să ajungi dependent îți permit apoi să-ți revii din dependență. Nu există boala dependență cu D mare, ca o tumoare care apare întâmplător. Ea se creează prin a consuma ceva mult și regulat, ca o consecință naturală a funcționării sănătoase a creierului. Din motivul ăsta, nici nu poate exista un leac medicamentos pentru asta. Autoarea cărții scrie că dacă s-ar inventa pastila care ar vindeca dependența, probabil ar lua două și ar lua în fiecare zi. Dacă numim dependența o boală, ea ar trebui înțeleasă ca o tulburare a emoțiilor, gândirii și a comportamentului. Motivele pentru care ai putea dezvolta în viața asta tulburări ale emoțiilor, gândirii și comportamentului sunt infinite. Oamenii care ajung dependenți serioși adesea pornesc la drum pentru că efectul drogurilor contracarează niște tulburări care există deja acolo. Adică nu se apucă nimeni de droguri de bine ce e. Ia uite ce fericit sunt, viața e chiar bună. Știi ce ar intra foarte bine acum? Niște droguri. În funcție de nivelul tău de tulburare, poate poți să ți-l dregi cu nicotină, cafeină sau alcool droguri la care nu clipește nimeni. Dacă situația e ceva mai severă și ai norocul nenoroc să ai acces și la substanțe mai potente, sunt șanse mari să dezvolți o atracție magnetică către ele, pentru că pare că ți oferă un răspuns, fie el cât de mic și temporar. Evident, așa cum am tot văzut, mai devreme sau mai târziu, drogul refugiu devine inevitabil capcană. Caracterul viclean al dependenței de droguri e că linia dintre refugiu și capcană e extrem de fină și cel mai adesea, până să poți să reacționezi, ești deja captiv. În punctul ăla, tulburarea ta inițială devine din nou evidentă, cu bonusul că acum ești prins și într-un extra labirint chimic. Din punctul meu de vedere, boala dependenței este umbra proiectată de suferința mută care există în lume. Cu cât o societate e mai defectă, cu atât o să fie mai prezent fenomenul dependenței de substanțe. Înainte să închei, aș sublinia doar că toate mecanismele despre care am vorbit aici sunt cu atât mai potente cu cât te apuci mai devreme în viață de consumat excesiv. Creierul uman e considerat în dezvoltare până la vârsta de 25 de ani. O dependență pe care o dezvolți la 30 de ani va fi mult mai ușor de dezasamblat decât una pe care o dezvolți la 16 ani. Pentru că la 16 ani, creierul tău se dezvoltă în jurul substanței respective și o include în evoluția structurală a creierului. Despre asta și modul specific de acționare al diverselor clase de droguri o să discutăm pe larg în partea a doua. O să începem cu cannabisul, că e o discuție palpitantă. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem curând!